Astăzi am plăcerea de a citi o carte extraordinară. Este vorba despre deschiderea porții dragonului. Este o carte din calea chineză, la editura Herald. Și de ce este atât de specială această carte? Pentru că nu este doar o biografie a unui maestru renumit, un maestru taoist din școala Longmen. Nu este doar o extraordinară introducere în calea chineză și în taoism. Nu este doar o povestire cu maestri și niște lucruri extraordinare care s-au întâmplat, dar este toate aceste lucruri la un loc. Deschiderea porții dragonului, calea devenirii lui Wang Liping, maestru taoist modern din școala Longmen, este prima carte cu care aș începe, de fapt, accesarea acestei colecții extraordinare numită Calea Chineză. Și pe lângă faptul că este o carte plină de umor, cu întâmplări extraordinare, este și plină de informații esențiale în ceea ce privește taoismul, cultura chineză și, în special, practicile legate de școala Longmen, o școală autentică de taoism.